Ieri am avut un spectacol în Camera Deputaților cu cărți, cu plângeri că sunt blocate în vamă niște cărți absolut necesare românilor care trăiesc în Ucraina și aș avea doar două variante să cataloghez acest circ ieftin. O variantă soft este inadecvare și varianta a doua este o bătaie de joc. Stimați colegi care ați umblat cu cărți pe aici ieri, într-o țară în care oamenii mor, într-o țară aflată în război, dumneavoastră ați crezut de cuvință să le trimiteți celor de acolo iubire regăsită, petrecerea lui Ralph și dorința, niște cărți cel mult îndoielnice, de dragoste, de dorință. Și veniți și plângeți aici și spuneți că românii trebuie să citească așa ceva. Și vreau să vă citesc o singură frază pe care românii ar fi trebuit de acolo din Ucraina să o citească. Pe țărmul abrupt bătut de vânturi al unei insule britanice îndepărtate, destinele unei tinere nobile și a unui cavaler îndrăzneț sunt legate de încercările sorții și de dorința nestăvilită care se naște între ei. Stimați colegi, acesta este ajutorul pe care doreați dumneavoastră să-l trimiteți românilor din Ucraina, o țară aflată în război. Mulțumim. Și ați făcut circul de ieri pentru asemenea titluri. Așa ceva este o bătaie de joc în stilul dumneavoastră caracteristic. Vă mulțumesc, vă recomand să citiți cărți de dragoste și mulțumim. În vremuri de război, mulțumesc! Nu mă miră deloc atitudinea pe care ar fi dorit-o domnul Suciu să fie persiflantă și plină de, știu și eu, că nici ironie fină nu sunteți capabil, dar puteți însă să fiți un umil slujitor și pentru aceasta vă dau și dumneavoastră o carte, Viață de câine. Pentru dumneavoastră și pentru ceilalți colegi, dar nu neapărat pentru dânsii, poate o duc mai departe la Cotroceni, am enigma faraonului. Orice aș citi, e un lucru bun, să știți, nu doare și nu face rău. Dacă atât ați putut înțelege dintr-un ajutor dat românilor într-o țară în care li se interzice învățământul în limba română, ar trebui să ne mai gândim. Și la fel, vă mulțumesc. De data asta fac apel la ceea ce președintele dumneavoastră ne-a rugat. Hai să trecem peste lucrurile astea, să redevenim, dacă se poate, serioși și să legiferăm împreună în folosul românilor. Am trăit în această, acum câteva clipe, un moment de autentică emoție. Îi mulțumesc colegului Suciu, a citat exact postarea mea de aseară legată de cărți și faptul că PSD continuă să ia din programul și din cuvintele USR e un lucru care mai dă un pic de speranță acestei țări. Cât despre povestea cu cărțile de aseară, ați luat maculatură și cărți de 30, 40, 50 de ani de la editura politică și le trimiteți sub formă de gunoi în Ucraina. Patriotismul acesta de bătaie de joc pe care îl faceți dumneavoastră nu ajută cu nimic românii din Ucraina și situația în care se află ei. Nu vă este rușine să le dați cărți de la editura politică a lui Ceaușescu, cum ne-ați dat și noi aici? Asta e patriotismul aur, asta ne promiteți întoarcerea la comunism. Rușine!